Salutare, prieteni! Eu sunt Porumbei Daily și astăzi am revenit cu un nou videoclip pe canalul meu. Deci, ați văzut că puișorul ăsta am deschis ușa și vrea să iasă. S-a învățat că când deschid ușa îi voi elibera puișorii și acum încearcă să scăpe pe ușă. Deci, uitați-vă! Deci, încă nu le-am pus hrana, porumbeii așteaptă hrană. Le voi pune acum, dar înainte vreau să fac puțin curățenie, să strâng mizeria și să eliberez puii. Astăzi iarăși vom inela seria de puișori care au crescut suficient și astăzi îi voi inela. Deci, vom începe cu curățenia, voi pune hrana, mâncarea și voi scoate puișorii puțin la zbor. Deci ieri puișorii de seară i-am eliberat și a zburat puțin, nu prea mult, doar să vadă teritoriul. Și asta îmi pare foarte bine, crește vreo zi, două, poate fac cercuri, poate să iau un zbor mai lung și asta va fi foarte bine. Bine. Acum vom continua cu curățenia la volieră. Deci am închis porumbeii. Și acum avem instrumentul cu care vom strânge puțin mizeria. Și după ce vom strânge mizeria, vom pune hrana, apa și vom elibera puișorii afară. Cât puișorii vor fi afară, vom iela puișorii. Deci stați puțin să strâng. S-a pus un porumbel înainte la cameră. Deci eu fac curat în fiecare zi la voliera mea, este puțină, este adică mică și se umplă foarte repede de găinați și este bine să faceți curat și voi foarte des, adică nu foarte des, dar o zi pe săptămână măcar, să nu fie multă mizerie, pentru că de la mizerie am mult găinați. Porumbeii voștri poate să se îmbolnăvească. Bine, deci acesta a fost curățenia, scuzați. Acum vom pune hrana și apa la porumbei. Bine, deci am pus hrana. Vreau să vă spun că cât puneam adăpătoarea, puișorul ăsta a scăpat. L-a scăpat din greșeală. Cauza este că iar a așezat pe așezătoare de la boxa lui. Și a scăpat pe deasupra la mine și l-am pus înapoi. Deci porumbeii se hrănesc foarte bine. Acum vom elibera puișorii. Deci ei știu să iasă. Uitați-vă la celălalt vânăt. Acolo mănâncă. Uitați-vă la el. Acolo s-a învățat. Este prima dată cât îl văd eu să mănânce acolo la hrănitoare. Acum vom elibera puii, voi filma puțin puișorii și apoi vom filma inelarea la puișorii ceilalți. Deci pe ăsta îl voi scoate pe aici, pentru că pe ușă va fi mai greu. Uitați-vă! Deci s-a așezat acolo. Acum voi scoate pe fratele lui, așa va fi mai bine. Deci acum el se hrănește celălalt, mai mare, dar acum îl voi lua și îl voi scoate. Scuzați. Bine, pun pe pauză și scot pe celălalt. Bine, deci pe volier avem puișorii, i-am scos pe amândoi. Cred eu că vor încerca să facă zboruri puțin mai lungi,
în fiecare dată. Asta este foarte bine. Deci, voi lua puișorii acum și îi voi inela. Dacă reușesc să filmez vreun zbor scurt care fac ei, voi pune pe videoclip. Aici avem puișorii. Puișorii sunt destul de mari. Nu prea au hrană în gușă pentru că părinții n-au avut hrană. Acum văd că cuibul este foarte mare mizerie și voi schimba paiele și apoi voi inela puișorii. Aici avem puișorii. Uitați-vă că am schimbat paiele. Acum nu este atâta mizerie și vom inela puișorul mai mare. Astăzi cred că pot să-l inelez și pe cel mai mic, dar vom începe cu ăsta mai mare. Bine. Aici avem inelul. Îl vom pune pe piciorul drept. Pun pe pauză și vă arăt puișorul inelat. Bine. Deci aici avem puișorul inelat, inelul pus în jos, să citim seria mai bine. Deci foarte bine, avem un nou puișor inelat. Acum voi încerca și cu al doilea și dacă reușesc, vă arăt. Aici avem puișorul al doilea, iarăși inelat, inel 2019, Polonia. Amândoi sunt inelați, piciorul drept și cu inelul în jos. Deci acum îi voi pune la loc, părinții să-i hrănească. Uitați-vă, perechea aceasta trage la cuib. După cum am spus, masculul a călcat femela și iarăși ăștia de jos, perechea aceasta, uitați-vă, masculul stă în cuib, a călcat femela aceasta. Deci foarte bine, acum vă voi arăta puișorul ăsta care crește foarte bine. Aici avem puișorul, este foarte gras, părinții îl hrănesc foarte bine, crește destul de bine și îmi place foarte mult de el. Deci peste vreo câteva zile va începe să zboare și el. A început să se hrănească, adică cegulește hrană și acum iarăși s-a învățat să mănânce și din hrănitoare. Deci asta este foarte bine, dacă stă în boxa de jos, are acces fără să cadă din cuib, să ajungă la hrănitoare. Deci acum îl voi pune la loc, a trecut numai ceuliul și vreau să mă uit după puișorii ăștia mai mari. Deci uitați-vă, nu știu dacă se vede, este un uliu aici, foarte mare și încă unul mai sus, foarte sus de cer. Nu știu dacă se vede bine, face cercul pe aici. Stați să mă sui pe masă să se vadă mai bine. Acolo este uliu, deci pe aici trec foarte, foarte mulți. Asta nu-mi place deloc pentru că columbofilii din zona mea care trăiesc, din județul meu, spun că sunt foarte multe atacuri de uliu. Bine, acolo avem puișorii, sperăm să nu-i sperie sau să nu îi atace. Aici avem acest puișor, am plecat să văd ce fac iepurii și el a venit după mine. Uitați-vă, celălalt a plecat pe crescătorie, acum poate ar să vii înapoi. Uitați-vă, secat amândoi.
a căzut. Deci nu este nimic, nu cred că se vor pierde. Abia se învață bine a zburat. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Haide la acest videoclip să strângem măcar 100 de like-uri. A fost greu de filmat pentru mine și sper să apreciați. Deci în fiecare videoclip vreau să fac cel mai bine ceea ce pot și sper să fie recompensat. Deci distribuiți acest videoclip cu prietenii voștri și apăsați acum pe butonul de like și scrieți acolo în comentarii ce părere aveți despre acest videoclip. Deci eu v-am salutat, pa, pa, ne revedem data viitoare.